Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Începe chiar în aceste momente o ediție eveniment cu cei mai importanți lideri. Vor fi aici cu toții în această seară la România TV. Totul despre restricțiile schimbate care intră în vigoare. Imediat, noile interdicții pentru populația României. Cine mai poate ieși din case? Cum vom circula? De unde obținem documentele pentru a putea circula? Noul program al magazinelor, doamnelor și domnilor, ce se închide? Cine va fi obligat să muncească de acasă? Așa cum vă spuneam, noi imagini incendiare și din Piața Victoriei o să vedeți violențe extrem de grave. Ce fac jandarmii? Scanarea tuturor protestatarilor, valul de amenzi și circulația Facebook, momente uluitoare la guvern. Doamnelor și domnilor, avem și dezvăluiri de ultimă oră de la căutarea criminalului Sabina, fostă olimpică, arsă în Geamantan. L-au găsit pe bărbatul care îi alimenta cardul. Haine cu sânge în mașina de spălat. Bomba serii, doamnelor și domnilor. Și tot în această seară, Cristina Herea, momente de cumpără. Colega noastră, îndrăgita prezentatoare Cristina Herea, infectată cu noul coronavirus. Vor fi mărturii emoționante în această seară, aici, la România TV. Alături de invitații mei speciali, vedeți deja pe micile ecrane, le mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, Mariana Ștefan, sărut mâinile, doamnă, vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Alături de Ovidiu Zară, domnule Zară, bună seara, vă mulțumesc mult de tot. Domnul Pavel Abraham, domnule general, bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Doamna Coduța Cerva este într-o legătură directă cu noi, sărut mâinile, doamna Cerva. Regizorul Sorin Ieșiu, în direct la România TV, bună seara, vă mulțumesc și nu uitați. Cei mai importanți lideri, cei mai importanți lideri vor fi aici în această seară la România TV. Deciziile de ultimă oră, doamnelor și domnilor, chiar acum. S-au schimbat restricțiile, sunt noile restricții. Colega noastră, Jaina Vatkovic, le-a aflat de la guvern, chiar de la guvern. Ce restricții a dat Raed Arafat? Restricție care intră în vigoare pentru populație în doar câteva ore. Mergem chiar acum la colega noastră, Jaina Vatkovic. Vine cu toate informațiile de ultimă oră. Janina, bună seara! Bun găsit, sunt restricții care intră în vigoare chiar de la miezul nopții, pentru că sunt restricții inclusiv ce țin de circulația din această noapte, pentru că în intervalul 23-5 dimineața nu vom putea să circulăm decât cu un motiv bine întemeiat, dar vă spuneam, aceste restricții ar urma să se aplice chiar de la miezul nopții. Ne referim la motive precum asistența medicală, de asemenea deplasarea în interes profesional sau alte motive justificative, inclusiv îngrijirea celor apropiați, dar nu este singura măsură din acest set de restricții pe care guvernul l-a pregătit, pentru că vorbim despre masca care devine obligatorie în toată țara, indiferent dacă vorbim despre spațiu închis sau spațiu deschis. De asemenea, se recomandă telemunca de către guvern și un program împărțit pe două grupe în cazul celor care au mai mult de 50 de angajați. Vă spuneam și despre această interzicere a circulației, dar vă mai spun și despre școlile care trec în sistemul online, cu excepția creșterilor și afterschool-urilor, pentru că acelea nu se vor, în acest caz nu se vor impune aceste restricții. De asemenea, vorbim despre petreceri, sărbători, aniversări care vor fi interzise, piețele și târgurile din interior vor fi închise, terasele vor fi închise acolo unde se depășește incidența de 3 cazuri la 1000 de locuitori și să nu uităm, foarte important, magazinele vor fi închise după ora 21, cu câteva excepții. Farmaciile, benzinăriile și cele care au sistem de livrare la domiciliu vor rămâne deschise și după această oră. Iată, sunt noile restricții, doamnelor și domnilor. Așa cum vă anunțam puțin mai devreme, avem chiar acum noi imagini incendiare din Piața Victoriei. Violențe extrem de grave. Imaginile chiar acum. Libertate! Libertate! Se luptă Codruța Cerva. Jandarmeria. Jandarmeria, vă rog, veniți și luați-o pe Codruța Cerva de aici, că nu ne putem permite. Zi! Am și o rugăminte la dumneavoastră. Bună seara, în primul rând. Domnul Diplan, vreau să vă spun un singur lucru. Rușine ce faceți! Acest protest... Nu vă purtați un...
Nu vă purtați. Ce faceți, mă? Ați văzut în imagini, doamnelor și domnilor, violențe în piață. Ați văzut ce au făcut și jandarmii. Mergem chiar acum la colegul nostru, Rafaelo Varga, de acolo, din Piața Victoriei. Rafaelo, bună seara! Ai fost prezent pe parcursul întregii zile în această seară. Ai văzut ce s-a întâmplat acolo. Ce informații ne dai? Într-adevăr, bună seara, bun găsit tuturor. A fost un proces la care au participat peste 500 de persoane, însă au fost și momente tensionate. Primul moment a fost acela în care protestatarii au încercat să aducă mai multe boxe în Piața Victoriei, dar nu au fost lăsați de către jandarmi. Atunci s-au enervat foarte tare și pentru că au fost mai mulți, în cele din urmă au fost lăsați să ducă boxele. Pe de altă parte, un alt moment tensionat a fost acela când Codruța Cerba a încercat să vorbească la microfon. A fost momentul în care toată mulțimea aceea s-a revoltat. Atunci, bineînțeles, a intervenit jandarmeria. Foarte important de menționat, au aplicat și sancțiuni, 15 sancțiuni în valoare totală de peste 7.000 de lei, în contextul în care foarte mulți dintre cei prezenți acolo nu au purtat mască de protecție și atunci jandarmeria și oamenii legii prezenți acolo au aplicat și sancțiuni. Pe de altă parte însă au fost și oameni foarte pașnici, printre ei și producători locali, producători de exemplu din Sibiu, care și-au strigat nemulțumirile. Bineînțeles, aceștia purtând mască, dar cei mai mulți nu au purtat. Proteste, doamnelor și domnilor, nu doar aici în capitală, nu doar la București, ci și în marile orașe. Vedem chiar în aceste momente imaginile. Iată ce s-a întâmplat la Timișoara. Nu alergă ca mine dacă sunt în întârziere, nu urcă scările, nu face efort, nu predă cursuri universitare ca profesorii care erau la școală, nu face eforturi, rațe se expiră din plămâni, inclusiv particule din floarea bacteriană care sunt reinspirate. Vă spuneam, doamnelor și domnilor, în această seară alături de noi sunt și cei mai importanți lideri. Le mulțumesc pentru început, chiar în aceste momente, în direct, aici la România TV, doamna Gabriela Firea, sărut mâinile, doamnă, și vă mulțumesc foarte mult. Bună seara tuturor! Și permiteți-mi să vă spun, la mulți ani în această seară, o mare sărbătoare a creștinătății, doamna Firea, care a fost, din păcate, umbrită astăzi, iată, cu proteste, cu o mare tensiune aici la București, dar și în alte orașe. Cum vedeți dumneavoastră, ce s-a întâmplat și ce urmează, iată, restricțiile peste doar câteva ore? Mulțumesc pentru urări, la mulți ani și gânduri bune și din partea mea și a familiei mele, tuturor celor care poartă numele Sfinților Aham, Ierinhan și Gabriel, dar într-adevăr nu a fost o zi foarte veselă și foarte fericită, tocmai pentru că ne aflăm în pandemie și ne aflăm acum, din păcate, în pragul unei crize sociale. Este rezultatul lipsei unui plan de sănătate publică coerent din partea guvernanților. Suntem singura țară din Europa care am bâșbuit, din păcate, și scuzați-mi termenul neacademic, din această pandemie. Guvernanții au ignorat recomandările specialiștilor, recomandările experților. La un moment dat chiar nici nu i-au mai consultat și nu am preluat niciun model de bune practici din Uniunea Europeană. Știți foarte bine, în Europa obsesiv spun, tocmai pentru că nu se întâmplă nimic, altfel nu aș mai repeta, la noi nu s-a dorit testarea populației pentru a izola persoanele pozitive de cele care nu erau contaminate, astfel încât să se stăvilească răspândirea coronavirusului. La noi doar populația a trebuit să aibă de suferit și asta nu de acum, când iată sunt și mișcări de stradă, ci și încă din primăvară, pe urmă în vară,
pe parcursul concediilor și la începutul toamnei. Guvernanții au venit permanent și au spus că populația este de vină. Premierul a spus chiar mai mult. De vină sunt cei care se îmbolnăvesc, pentru că înseamnă că nu au respectat regulile. Avem chiar acum doi miniștri din guvern cu test pozitiv. Să înțelegem că și dumnealor au ignorat regulile, pentru că așa ne-a spus premierul, că se îmbolnăvesc doar cei care nu respectă regulile și că ei sunt vinovați că s-au îmbolnăvit. Este cinic să faci o astfel de declarație, având în vedere faptul că foarte multe persoane se infectează fără să știe și chiar dacă păstrează regulile, și de asemenea sunt persoane care transmit și nu știu acest lucru pentru că sunt asimptomatice, nu și-au făcut un test, nu se încadrează în definiția de caz și sunt purtători ai virusului fără să știe. Suntem, domnule Ioan Corpoș, ultima țară din lume care a rămas cu definiția de caz de coronavirus SARS-CoV-2 din martie. Nu s-a mai schimbat nimic. Nu s-a făcut nicio modificare în raport cu evoluția și cu informațiile noi care au apărut la nivel mondial în legătură cu acest virus. În acest moment au dreptul să se testeze gratuit în instituțiile publice doar persoanele care au simptome puternice, febră foarte mare, dureri, tuse și așa mai departe, și toți ceilalți, pentru că e normal să se îngrijească de propria sănătate, merg și plătesc. Merg și plătesc bani grei, 350, 400, 450, am auzit chiar și de 500 de lei un test real-time PCR pentru a vedea dacă s-a infectat sau nu, în cazul în care a intrat în contact cu o persoană care are test pozitiv. Câți dintre noi nu am fost sunați de un prieten, de un membru al familiei, de un coleg, să ni se spună, știți, eu am test pozitiv, stați în izolare 2 săptămâni, dar este indicat să faceți și un test în a 5-a zi, pentru a vedea dacă v-ați contaminat. Aceste persoane, foarte multe, nu intră în definiția de caz și atunci trebuie să scoată bani din buzunar și să se ducă să se testeze pe cheltuială proprie. Imaginați-vă o familie cu 2-3 copii să facă de 2 ori pe lună câte un test, cât înseamnă din bugetul fiecărei familii. Este minuman ce se întâmplă. Noi am cerut schimbarea definiției de caz, am solicitat ca toți românii să fie testați gratuit, pentru că există această posibilitate. Testele nu sunt o avere, ei au făcut afaceri în pandemie, instituțiile statului spun asta, nu afirmăm noi, deci nu sunt calomnii, și nu pot să găsească o sumă corespunzătoare pentru a achiziționa teste, aparate sunt în țară, unele stau degeaba. În București am crescut capacitatea de testare, avem aparate de testare real-time PCR, avem la SSMB, de asemenea am lăsat la momentul plecării de la primărie mai multe colaborări cu peste 30 de clinici de private, plus spitalele de stat, care pot să realizeze, de exemplu, pentru elevi și profesori 5-7 mii de teste zilnic și în plus încă 2-3 mii această definiție de caz, adică persoanele care au simptome foarte puternice. Deci există infrastructură sanitară, există posibilitatea, nu există dorință din partea guvernului de a selecta persoanele pozitive de lângă cele care sunt sănătoase, astfel încât să oprească real această răspândire. Nu sunt de acord cu violența, nu sunt de acord cu agresivitatea, dar reînțeleg pe acești oameni care, ca o ultimă soluție, ies chiar și în stradă pentru a-și manifesta starea de nemulțumire în legătură cu faptul că greul pandemiei îl duce populația și încearcă guvernul să suplinească lipsa sa de măsuri cu poveri aduse populației. Iată, din această noapte este de fapt un lockdown, o stare de urgență nedeclarate. Ele nu sunt declarate oficial, dar prin măsurile care s-au luat, de fapt, asta se întâmplă. Și probabil așteaptă să treacă alegerile. Nu au vrut deloc să amâne alegerile. Noi am solicitat amânarea alegerilor locale și parlamentare până anul viitor. În primăvară nu s-a dorit acest lucru, s-a insistat cu organizarea alegerilor locale și acum iată cu cele parlamentare. În schimb, au venit cu măsuri care vin împotriva populației și care creează o stare de neliniște și de mulțumire pentru populație. De aceea ies acești oameni, că ei nu ies de bine. Credeți că nu le-ar fi mai bine să fie la ei acasă? Ies în stradă și stau chiar în frig cu riscul de a răci,
pentru că gradul de suportabilitate al ignoranței și cinismului guvernului a început să fie din ce în ce mai redus. Gabriela Firea, noastră este din ce în ce mai redusă. În această seară aici la România TV vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și alți lideri importanți ni se alătură, doamnelor și domnilor, în această seară. Așadar, nu pierdeți această ediție eveniment. Vă mulțumesc, doamna Firea. Vedem imagine ce s-a întâmplat acolo în piață, ce li se întâmplă protestatarilor. Domnule general, vin în aceste momente la dumneavoastră. Iată ce fac jandarmii, scanarea tuturor protestatarilor, valul de amenzi pe care, iată, am și văzut exact în direct cum au fost legitimați, amendați, scanați cei care au fost acolo în piață. Da, evident că este o stare anormalității noastre. Acțiunile, dat fiind faptul că de protest sunt relativ, aș spune, timide, dat fiind faptul că sunt și neautorizate, deci sunt spontane, ele sunt legale într-o democrație, dar e un risc major pe care mulți nu-l văd. Ele pot fi foarte ușor compromise, lucru care am văzut că s-a întâmplat și astăzi. Acea reacție, deși oameni puțini au început violență verbală și chiar fizică între ei, inclusiv cu reprezentanții postului dumneavoastră de televiziune, ceea ce, după părerea mea, este un lucru deosebit de grav. Aș spune că vina în întregime o are guvernul, care, după părerea mea, acționează pe genunchi, pripit, cu măsuri de pe o zi pe alta, și cel mai grav din tot ce se întâmplă acum, mi se pare faptul că s-a dispus închiderea piețelor, context în care, practic, micii investitori români și producătorii sunt lezați fundamental în interesele lor, dar așa cum se poate observa, nu sunt organizate așa cum trebuie. Ei sunt în grupuri mici și, ca urmare, e foarte greu să comunice, nu comunică prin mijloacele informative potrivite. Și de deci aceea că asta este marea problemă și comunicarea. Pentru autorități, că practic nu este o poziție majoră. Eu sunt adeptul ideii că această pandemie există în realitate, cu consecințe deosebite, că trebuie să respectăm niște reguli, dar și guvernanții ar trebui să conducă cu predictibilitate, să explice oamenilor situația. Așa cum am văzut acum, sunt o serie de sincope majore de comunicare și aceste lucruri au fost evidențiate atât de postul dumneavoastră de televiziune, cât și de alte surse media, dar nu s-a luat nicio măsură și nici nu s-a luat nicio măsură. Și iată unde s-a ajuns, domnule general. Vedem, iată, imaginile din Piața Victoriei, ce a fost acolo. Cum vedeți, domnule regizor Sorin Lieșiu, această situație? Eu consider o stare de urgență mascată. Domnul Iohannis nu a decretat stare de urgență, tocmai pentru că în stare de urgență nu se pot organiza alegeri. Și dacă îmi permiteți, eu consider că ne aflăm pe marginea prăpastiei și că putem fi salvați doar de președintele României. Și un minut vă rog să îmi permiteți să îi adresez un apel. Domnule președinte Iohannis, vă rog, ca fost senator de Sibiu, în numele celor care se regăsesc în ceea ce spun la România TV de 10 de ani încoace, să răspundeți la următoarele întrebări. În 27 februarie ați declarat despre COVID. Nu există niciun motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri de gât, tuse și febră, ca în orice răceală. Domnule Iohannis, erați informat despre pericolul de moarte al COVID-ului. De ce l-ați trecut sub tăcere? Pentru că în februarie doreați cu orice preț alegeri anticipate pentru a avea un parlament care să modifice Constituția ca să puteți rămâne președinte încă 14 ani de acum înainte, adică până în 2034, așa cum spune celebrul politolog Ion Cristoiu. Am înțeles apelul dumneavoastră, acum știind că scorul PNL scade zilnic din cauza incompetenței guvernului PNL.
Domnule regizor, am înțeles mesajul dumneavoastră și probabil va auzi și președintele. Vreau să întreb pe doamna Ștefan acum, doamna avocat, ce se întâmplă, cum e situația? Oamenii ies în stradă, sunt nemulțumiri. Și au tot dreptul să iasă în stradă, domnule Corpoș, pentru că se încalcă grav niște drepturi constituționale. Articolul 45 din Constituția României prevede libertatea economică. Iar libertatea economică presupune accesul la inițiativă economică, la efectuarea de activități economice și este garantat. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că nimic nu poate să-l restricționeze decât dacă ar exista pentru persoane, anumite persoane fizice, vreo hotărâre judecătorească de condamnare sau dacă ar exista o lege și atunci probabil acea lege ar fi neconstituțională. 2. Ceea ce trăim astăzi este inadmisibil și fac apel la colegii mei avocați, la colegii magistrați, la colegii procurori, la cei care mai au puțin suflet de român să se aplece asupra acestor acte normative și să constate că ele sunt neconstituționale. Ceea ce este neconstituțional este și nelegal. Este nelegal pentru că definiția stării de alertă nici la ora actuală nu este clar precizată. Și așa sunt explicați puțin mai încolo, doamnă. Și în afară de faptul că nu este definită, domnule Corpoș, prin niciun act normativ, nu este nici previzibil. Ce înseamnă factor de risc, așa cum se referă legea 55/2020? Nu este definit ce înseamnă factorul de risc. Practic, anumite drepturi constituționale sunt lăsate la îndemâna unor persoane care n-au nici cea mai mică treabă cu dreptul sau cu libertatea cetățenilor. Încălcându-se drepturile cetățenilor, se încalcă flagrant Constituția României și se încalcă democrația. Dacă deci, s-a încălcat democrația, nu mai avem stat de drept. Că se încalcă democrația, vă spuneam, este și seara liderilor importanți care ni se alătură aici la România TV. Îi mulțumesc foarte mult într-o legătură directă chiar acum cu noi, domnul Călin Popescu Tăricianu. Domnule Tăricianu, bună seara, vă mulțumesc. Bună seara. Domnule premier, au mai rămas câteva ore, noile restricții, restricții dure, restricții schimbate pentru populație, dar și mișcări de stradă, proteste, chiar și violențe astăzi am văzut. Cum vedeți dumneavoastră situația din acest moment în țară? Oamenii au dreptate să protesteze, pentru că, după cum vedeți, se strânge în fiecare zi șurubul. Gândiți-vă numai ce ar face dacă ar câștiga alegerile, pentru că acum sunt reținuți de teama alegerilor, mă refer la guvernanți. Închiderea piețelor este un abuz clar și lucrul ăsta a scos oamenii în stradă. Pentru că în felul acesta, oamenii care au muncit un an de zile și care vor să-și vândă produsele ca să aibă cu ce să trăiască peste iarnă și până la anul când apare noua producție, își văd practic irosită toată munca lor. În favoarea cui? Sunt favorizate marile lanțuri de magazine care aparțin multinaționalelor cu tot ceea ce decurge de aici. Românii, în loc să cumpere produse românești, o să cumpere produse de import. Da? Deci dacă în ciuda protestelor Orban nu va redeschide piețele, trebuie să ne așteptăm și la proteste mai consistente, după părerea mea, din partea acestor producători, plus din partea oamenilor care vor să aibă acces la produse românești, la produse ieftine, la produse de calitate. Nu poți să cumperi tot ce cumperi din piață la supermarket. E clar. Iar cealaltă chestiune referitoare la obligativitatea purtării măștii. Da? Nu am auzit mare lucru că a făcut guvernul pe subiectul ăsta. Știți că trebuia să împartă măști la aproximativ 2,5 milioane de cetățeni. Trebuiau să împartă măști în școli. Da? Atunci, ce să ne mirăm că sunt aceste proteste? Văd de altfel că proteste masive sunt și în alte țări din Europa împotriva măsurilor de limitare a drepturilor și libertăților cetățenești. Și vă spun încă ceva. E o politică greșită. Noi, cei de la Pro-România, știți că astăzi am avut congresul de fuziune în care a fost prezentat programul economic. Cuvântul de ordine este următorul.
copiii la școală și adulții la muncă. Nu se poate altfel. Trebuie redeschise școlile, trebuie redeschise toate firmele, toate activitățile. E o luptă care pe care. Mă refer, cine învinge în lupta asta? Ne învinge virusul pe noi sau noi trebuie să învingem virusul? Sigur, trebuie luate măsuri, dar nu măsuri de carantinare într-o localitate unde sunt câteva cazuri, închis toată localitatea și ce faci acolo? Crezi un focar de infecție, că se infectează unii de la alții. Atâta minte are guvernul ăsta și Orban. Deci spuneți dumneavoastră, domnule Tăricianu, practic că nu se poate altfel. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați intervenit în această seară aici în direct. Iată ce spune Călin Popescu Tăricianu, doamnelor și domnilor. În doar câteva ore a mai rămas foarte puțin timp. Se închid și terasele, se închid terasele din această seară. Mergem chiar în aceste momente în centrul Bucureștiului, doamnelor și domnilor, mai exact în centrul vechi, să vedem ce se întâmplă acolo, ce spun oamenii, tinerii care au ieșit, iată, în oraș, au mai putut să facă acest lucru în această seară. Andrei Ion, colegul nostru, este acolo. Andrei? Am găsit, ne aflăm în centrul vechi, una dintre cele mai vii, practic, zone ale orașului până în această seară. Acum sunt ultimele ore de distracție pentru bucureșteni, deoarece din această seară vor intra în vigoare noile restricții. Ca atare, din această seară, terasele acoperite vor fi închise și vor rămâne deschise doar cele de descoperite, cele care vor fi, practic, în aer liber. Rămâne de văzut, mai sunt doar câteva ore, oamenii încearcă să profite de ele, să se distreze, iar de mâine doar terasele descoperite vor mai rămâne deschise. Distracția se va muta acolo, însă să vedem cât va mai ține și vremea cu aceștia. Exact, vedem imagine, iată, înainte de a intra în vigoarea noilor restricții. Doamna Cerva, oamenii au protestat și pentru asta, ați fost acolo printre ei în centrul Bucureștiului la protest. Se va schimba ceva? Veți mai ieși în stradă? Ce o să faceți dumneavoastră, de exemplu? Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Da, aș vrea să clarific în primul rând incidentul care a fost în Piața Victoriei. Eu am dus să vorbesc cu organizatorul, cu domnul Diplan, pentru că la un moment dat dânsul a început să înșire toate televiziunile din România, inclusiv televiziunea noastră, să spună rușine televiziunilor, rușine lui Lazarus și alte persoane. Nu mi s-a părut corect, lumea nu a înțeles exact care a fost mesajul meu și a ieșit o busculă. Dar oamenii sunt extrem de agitați, extrem de nervoși, cu nervi întinși la maxim. Probabil și din cauza aceasta a ieșit acest incident care nu l-au înțeles foarte clar. Eu, da, practic asta am vrut, practic să spun că nu este frumos, că până la urmă dumneavoastră ați promovat acțiunile noastre, ați fost alături de noi și nu e frumos. Deci eu sunt un om corect. Nu e frumos să dai într-o televiziune care până la urmă de dimineața, la prânz și seara vine, te susține, ți-a interviuri. Mă rog, măcar atâta lucru să mai avem decență și să facem diferența între televiziuni. Dar da, eu în continuare o să vin la proteste. În ora dinainte l-ați avut invitat și pe domnul premier Petre Roman și simt nevoia să îi răspund dânsului, pentru că dânsul a spus că nu este de acord cu protestele, cu violențele, cu ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei. Eu îi spun domnului Petre Roman așa, și în 89 au fost proteste și violente, dar ce să vedem? Ceaușescu n-a sabotat economia, n-a băgat economia în faliment. Pe când actualul guvern bagă economia în faliment. Avem Horeca închisă, avem piețele închise unde sunt producători și țăranii români care își vând produsele românești, avem școli închise, avem oameni disperați care nu mai știu ce să mai facă. Despre asta vorbim la ora actuală. Adică da, să eu mi-aș dori să fie cât mai... Oamenilor disperați, să vă păsați ideea și revin imediat la dumneavoastră, pentru că sunteți chiar acolo în piață, adică în zona zero unde au fost protestele. Alături de noi este și domnul Ovidiu Zară și mulțumesc mult de tot. Domnule Zară, cum vedeți dumneavoastră ce se întâmplă acum? Iată, tensiunile, violențele, nemulțumirile, disperarea până la urmă, proteste, restricții. Bună seara, în primul rând, și doresc să le adresez la mulți ani tuturor care poartă numele de Mihail și Gavril, să le dea Dumnezeu sănătate. Păcat că într-o zi sfântă, încă o dată avem imaginea unui popor dezbinat. L-ascultam adineauri pe fostul prim-ministru, un liberal care a ajuns de stânga acum, că oamenii la bătrânețe vă rog, se mai schimbă. Vă spuneți, ba nu, vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc, din suflet vă rog. Dânsii aruncă vina pe guvern, dar sunt reprezentanți în Parlamentul României, care este organul reprezentativ suprem al poporului român. Dacă nu mă înșel, domnul Tăricianu a numit la conducerea avocatului poporului un reprezentant al fostului dânsului partid
Și nimeni nu observă faptul că în România, Constituția României este încălcată în mod grosolan. Articolul 34 din Constituția României, aliniatul 3, spune că organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare se stabilesc potrivit legii. Ori la ora actuală, toate aceste măsuri în privința organizării asistenței medicale se stabilesc prin ordine de ministru. Orice avocat spune că tehnica legislativă nu permite acest lucru, ca atare, încălcarea Constituției, chiar de către președintele României care girează aceste măsuri ale guvernului, ar trebui să conducă la o acțiune din partea parlamentarilor de suspendare a președintelui României. Pentru că în momentul în care președintele României girează acțiune constituțională, este părtaș și trebuie suspendat. Mai mult decât atât, avem articolul 2 din legea 95 republicată privind reforma în domeniul sănătății, care la aliniatul 5 spune că Ministerul Sănătății reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătății publice. Și vedem acum că vine un organism, IGSU, prin domnul Raed Arafat, care nu este epidemiolog, culmea, care vorbește de studii. Aș vrea să văd și eu acele studii întocmite la nivel național, nu studii prezentate din Regatul Unit al Marii Britanii sau Irlandei de Nord, pentru că situația de acolo este total diferită. Fiecare țară are o situație diferită. Și aș vrea să văd în zilele următoare reprezentanții Parlamentului Român care iau atitudine. Aș vrea să văd avocatul poporului care face o acțiune de neconstituționalitate al acestor măsuri care sunt similare cu cele din starea de urgență, într-o stare de alertă care este o stare incertă. Mă uit la ce se întâmplă în economie, dacă îmi permiteți un pic. Doamnelor și domnilor, informația de breaking news. Mergem chiar acum la colega noastră Mirabela Dumitrache. Sunt noi dezvăluiri de ultimă oră, informațiile momentului. Bărbatul care îi alimenta contul, cardul fetei incendiate în Ghimpați, a fost găsit acest bărbat și sunt informații de ultim moment chiar acum. Mirabela în direct cu noi. Mirabela, spune-ne ce vești ne dai. Bună seara, Ioan, bună seara tuturor. Într-adevăr, atenție, este o informație extrem de importantă apărută pe surse cu puțin timp în urmă. Este vorba despre următoarea informație. Un individ a fost găsit, un individ din voluntari, adică la doi pași de Comuna Pantelimon, acolo unde au fost descinderi, percheziții, nu cu mult timp în urmă, a fost depistat un individ care se pare că, atenție, îi alimenta în mod constant cardul. Îi depunea bani pe contul bancar al fetei, al Sabinei, în vârstă de 32 de ani. Este foarte important acest element, la fel ca toate celelalte elemente ridicate din Comuna Pantelimon, concret fișa medicală, contractul de angajare, dar și acele haine ale fetei, haine pe care au fost găsite pete de sânge, cel mai probabil pete brun extrem de vechi. Prietenele, deci aceasta este o informație importantă, iată, în această anchetă, bărbatul care alimenta contul. Iar o altă informație, doamnelor și domnilor, iată, cunoscuții, prietenii tinerei povestesc ultimele discuții pe care le-au avut cu ea. Sabina era tristă, suferea mai mult, aceasta nu a mai fost văzută în ultima perioadă, băiețelul ei este cel mai afectat. Micuțul sărută pozele cu mama sa. Detalii are chiar acum colega noastră, Raluca Mândoiu. Raluca? Bun găsit! Sabina, tânăra care și-a găsit sfârșitul în mod tragic, a avut o viață grea, iar în ultima vreme era pur și simplu copleșită de griji, dar mai ales de problemele financiare. O spun chiar prietenele acesteia. Femeile susțin că Sabina era tot mai îngrijorată și mai tăcută, își făcea de asemenea griji pentru copilul ei de 8 ani, pentru că îl creștea singură. Sabina, înainte să izbucnească epidemia de coronavirus, lucra la un bar din centrul vechi al capitalei, iar ulterior a fost nevoită să se angajeze la un salon de masaj în zona Pieței Unirii din București. Avea mari probleme financiare. Un copil de 8 ani pe care îl lăsase la părinții concubinului ei. Sabina era divorțată, iar de câteva luni trăia cu un bărbat care a plecat să muncească în Spania și ea a fost să lucreze peste graniță în speranța că va aduna mai mulți bani, însă a decis să se reîntoarcă în țară. Sabina provine dintr-o familie extrem de bună, părinți educați, cu studii. În copilărie aceasta a avut rezultate excepționale
la școală, a fost olimpică, toți profesorii au numai cuvinte de laudă, însă la un moment dat, în clasa a 8-a, ar fi scăpat din mâna părinților, a fost crescută în special de mama și de bunica ei, a cunoscut mai mulți prieteni care practic au îndreptat-o pe o cale greșită în viață, ar fi început să consume substanțe etnobotanice, iar legătura cu familia sa a rupt-o definitiv în momentul în care a decis să se căsătorească cu un bărbat nedorit de familie și cu care de altfel a și făcut un copil. Acum băiețelul în vârstă de 8 ani a rămas singur pe lume. Raluca Mândoi a venit cu aceste informații și în scurt timp și detalii de ultimă oră despre criminal și căutările lui. Până atunci, domnule general, vă întreb, iată informații vitale în anchetă. Bărbatul care alimenta cardul, adică și documentele, locul de muncă. Ce spuneți dumneavoastră? E o chestiune de ore? Îl vor prinde? Nu știu dacă de ore, dar am spus-o chiar de la început. E doar chestiune de timp. Nu știu la ce să mă refer, sigur. Date mai clare au cei care efectuează nemicuța ancheta, dar am fost sigur că și în condițiile acestea deosebit de grele, poliția ajunge la face datoria și sigur cu parchetul împreună. Eu cred că persoana va fi identificată într-un termen, aici pot să afirm scurt, deoarece după ce a fost identificată victima, nu sunt probleme deosebite, aș spune, pentru a investiga cercul de relații al acesteia și cred că la momentul în care vorbim, echipele de investigatori sunt foarte, foarte aproape de cel care, într-adevăr, a fost autorul crimei și cred că va fi tras la răspundere penală. Sigur, o situație deosebită, așa cum a fost prezentată victima, iată drogurile, ce efecte nedorite au de la omul care avea și capacitate și a făcut proba în copilărie că are valoare fiind olimpică, a ajuns într-o situație catastrofală. Vorbeați despre echipele de investigatori, domnule general, și aici avem o altă informație importantă chiar acum, ipotezele investigatorului chiar acolo, la locul crimei, la locul incendierii, tot ceea ce s-a găsit, toate ipotezele care sunt acum luate în calcul. Mergem și noi la Costin Soare, reporterul nostru special, care a fost acolo. Costin, bună seara, ce vești ne dai? Care sunt ipotezele acum? Bună seara, Ioan, bun găsit doamnelor și domnilor. Imediat după ce s-a stabilit identitatea victimei, s-a dispus și o percheziție informatică. Și asta pentru că trebuie stabilit exact locul pe unde a trecut Sabina înainte să fie omorâtă. Telefonul mobil se înregistrează pe anumite celule de telefonie mobilă și poate fi stabilită această locație cu o precizie destul de mare. Surse din anchetă spun că acest criminal ar putea fi din apropierea locului unde a incendiat-o și asta pentru că nu ar fi riscat foarte mult să meargă cu un cadavru în portbagajul mașinii, să-l târască pe acel câmp și ulterior să-i dea foc. Chiar procurorii anunțau că la începutul săptămânii viitoare, de mâine încolo, vor veni cu informații noi, iar cercul de suspect s-a restrâns foarte mult, Ioan. Ipotezele, mulțumesc. Costin Soare, doamna avocat Ștefan, deci există aceste ipoteze, toate duc... Deja s-a restrâns cercul de suspect, se vă știe, spunea, e căutat? Vă spunea reporterul dumneavoastră special că s-au urmărit telefonul mobil al victimei, da. S-au făcut acele triangulații, așadar locațiile pot fi făcute cu precizie de până la câțiva metri. Pe de altă parte, credeți-mă, avem specialiști extrem de bine pregătiți în domeniul poliției și în criminalistică, lucrează oameni extrem de bine pregătiți. Într-adevăr, ar fi o chestiune de ore. Criminalul, să știți, că riscă o pedeapsă foarte aspră, de la 15 la 25 de ani sau închisoarea pe viață pentru o astfel de faptă. Sper că nu vom avea de-a face cu un nou caz cioacă, acolo unde, din punctul meu de vedere, judecătorii, e drept, au pronunțat o hotărâre, probabil în baza probelor care existau în acel dosar, pentru lovituri cauzatoare de moarte și profanarea de morminte, pentru că așa se numește infracțiunea atunci când... practic tranșezi un cadavru sau îl distrugi în oricare alt mod. Este o emblemă urâtă pe care noi o avem în societatea românească de după 1989. Doamna avocat, perfect de acord cu dumneavoastră, dar eu am mai spus-o și poate că foarte multă lume o să mă condamne. În ceea ce privește pedepsele,
unui animal de genul acesta, care nu poate fi numit om, să-i se acorde 25 de ani de pedeapsă. Nu, pedeapsa cu moartea. Pedeapsa, că eu nu ca și contribuabil român. Eu nu trebuie să suport cheltuieli să-l țin pe ăla în pușcărie. Și dacă dă dovadă de un comportament bun, poate să iasă după nu știu câți ani. Puțin mai devreme, domnule Zara, am vorbit de democrație. Nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră în nicio situație de genul acesta. Nu am dreptul. Facem parte dintr-o Uniune Europeană. Ce facem parte, dacă doamnă? Eram în America, atunci aveam și toți pedeapsa cu moartea. Toți sunt partenerii noștri și toți vin să umilească țara asta, să o pună în genul. Nu, doamnă, trebuie să respectăm legea pentru că există. Să ne pierdem suveranitatea. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, asta ar merita. Revenim după 20 de secunde, stimați invitați. Avem și imagini de la ultimele petreceri sparte de poliție. După doar 20 de secunde, chiar acum un mesaj de interes național. Ultimele petreceri, doamnelor și domnilor, petreceri sparte de poliție, vedeți chiar acum polițiștii cum merg și sparg ultimele chefuri, ultimele petreceri, chiar înainte de restricții. Iată imaginile. Oamenii petrec, unii nu respectă absolut nicio regulă, polițiștii deja au început și așa cum ați văzut imagini sparg, iată ultimele petreceri înainte de restricții, ați văzut și dumneavoastră, domnule Zară, aceste imagini sunt de la o nuntă, domnul din Neamț, Corpoș, de undeva. Da. Nu vă supărați, dumneavoastră când v-ați născut și ați crescut și ați avut ideea de ce înseamnă viață, care a fost singura certitudine pe care o aveați? Și care e singura certitudine pe care o avem noi oamenii? Că la un moment dat vom muri. Asta e singura noastră certitudine. Dar să stăm cu drobul de sare deasupra, să nu știm nimic despre acest virus, să nu se facă cercetări, să nu existe un tratament, deși despre acest virus se cunoaște, și am mai spus-o, încă din anul 2012, să nu existe remedii, dar să vină ca drobul de sare să ne spună muriți, 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 veți muri, veți muri, ne-am depărtat unii de alții, nu mai știm, ți este frică să-ți îmbrățișezi mama sau copilul de teamă că ai putea fi infectat. Și clipele astea frumoase când am putea să-i ținem în brațe, să-i pupăm, să ne bucurăm de ei pentru că sunt alături de noi, nu le mai avem pentru că stăm distanțați. Câți bătrâni nu stau singuri în case pentru că copiii nu se mai duc la ei? De câte ori nu încercăm să ne distanțăm de copiii noștri de teamă că poate infectăm? Am ajuns să nu mai trăim. Suntem prizonieri voluntari ai unui sistem cretin. Dar mergem la alegeri. Cum adică suntem distanțați la alegeri? Cum credeți că o să participăm? Și vă spuneam, cât s-a cheltuit și ar trebui să răspundă Ministerul Sănătății, să răspundă doamna asta cu nume a de două instituții de forță, ANI și SIE, să răspundă cât s-a cheltuit pe Pepsiglas? Că au pus Pepsiglas în clase, milioane, zeci de milioane, în loc să pună acei bani pentru alocațiile copiilor, pentru educație, au majorat valoarea... Să corectăm totuși că este vorba de Pepsiglas, nu Pepsiglas. Au majorat valoarea etichetelor de masă. Deci oamenii sunt bolnavi. Sunt oameni care stau în case, salariile sunt ciuntite pentru că trebuie să stea acasă izolați și guvernul majorează valoarea etichetelor de masă cu un ban. Păi să-și ia Orban o Eugenie de un ban, că nu poate să-și ia. Nu vedeți că stăm în genunchi? Eu sunt de acord că există un virus. Sunt de acord că trebuie să respectăm reguli, dar nu reguli prostești. Pentru că această mască purtată pe față ne îmbolnăvește. Drept dovadă este numărul de cazuri în creștere de la momentul în care și eu vă spun că lumea respectă aceste reguli. Dacă este răspândire virală și 10 măști puse precum pernele împăratului nu te protejează, pentru că este viral și orice medic ne poate explica. Domnul Tătaru spunea că masca nu trebuie purtată. Domnul Rafila, la fel. Revenim la ei și la dumneavoastră. Au fost propus să candideze. O foarte scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, continuă ediția noastră incendiară din această seară, identificarea criminalului fetei arse în valiză.
unde a fost sechestrată Sabina timp de 2 luni, telefoanele diversioniste date apropiaților, unde s-au găsit noi obiecte ale fetei arse, cardul, contractul de muncă, fișa medicală, legătura crimei cu salonul în care muncea, abuzurile la care a fost supusă înainte de moarte. Avem noi imagini incendiare, venim și cu ele chiar din Piața Victoriei. Violențe extreme de grave, ce fac jandarmii, cum i-au filmat jandarmii pe protestatari, atenție! Și circulează Facebook, momente uluitoare la guvern. Noi imagini, doamnelor și domnilor, cu violențe de la guvern. Ce face acum poliția pe străzi, cum sunt pregătite noile restricții, cum vom mai putea ieși din case, ordinul lui Raed Arafat. Și tot în această seară, Cristina Herea, momente de cumpănă, doamnelor și domnilor. Colega noastră, Cristina Herea, a fost infectată cu noul coronavirus. Îndrăgita prezentatoare Cristina Herea, primele mărturii după chin, în această seară, aici, la România TV, imediat.